ziua și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Sunt Dragoș Teodorescu și vă salut din nou cu bucurie, invitându-vă să urmăriți încă o ediție a emisiunii Picătura de Cultură, o emisiune care, într-un sfârșit de toamnă, mai blând decât de obicei, o perioadă în care soarele este destul de puternic, pregătind într-un mod destul de neobișnuit anotimpul cel mai rece, iarna, vă invită, spuneam eu cel care realizează această emisiune, vă invită să urmăriți încă o ediție în care să discutăm despre ceva din frumusețea și profunzimea spiritului uman. Recent, în Râmnicu Vâlcea, a avut loc o lansare de carte cel puțin interesantă, zic eu. Este vorba despre volumul Istoria Catolicismului din județul Vâlcea. Autorul acestei cărți este Emilian Frâncu, cercetător, jurnalist și senator. Un om cu o familie care a jucat un rol important în istoria României, în special în ceea ce privește partea de vest a țării, mă refer la Transilvania, evident. O familie ai cărei membri s-au numărat printre cei care au participat într-un fel sau altul la realizarea Marii Uniri. Tatăl, invitatul meu din această după-amiază, a semnat, copil fiind, declarația de unire cu țara, declarație care a fost redactată și prezentată la Alba Iulia. Unchiul invitatului, fratele bunicului invitatului, de fapt, și fratele tatălui, fratele lui Cornel Frâncu, unchiul lui Cornel Frâncu, tatăl lui Emilian Frâncu, a fost printre cei care s-a numărat printre cei care au organizat gărzile naționale din Transilvania. Un alt membru al acestei familii, străbunicul domnului Emilian Frâncu, a făcut parte a fost tribun în armata lui Avram Iancu și poate discutăm puțin și despre ei, pentru că sunt oameni care chiar au creat istorie. Exact, exact. Până atunci, permiteți-mi să îi urez bun venit invitatului din această după-amiază, după o introducere puțin mai dezvoltată, mai lungă, și să adaug că aceasta va fi prima emisiune dintr-un număr pe care doresc cât mai mare, deoarece consider că pot discuta cu domnul Emilian Frâncu nu doar despre această carte, nu doar despre familia domniei sale, ci despre multe, multe alte subiecte. Dar până atunci, până la acele discuții, domnule Frâncu, să încercăm o prezentare, evident, nu atât de complexă pentru a ne putea încadra în cele 50 de minute, o prezentare a acestei lucrări, acestui volum, și de asemenea să încercăm, cel puțin în 10-15 minute, în ultimul sfert de oră, dacă se poate, din această emisiune, să discutăm și despre un moment important al istoriei României. Ne aflăm în anul care marchează centenarul Marii Uniri și noi să încercăm să discutăm și despre primul război mondial și despre momentele care au dus la făurirea României Mari. Îți mulțumesc pentru această invitație, mă simt onorat și cu această ocazie transmit un gând frumos pentru cei care urmăresc această emisiune interesantă și te felicit pentru că încerci să promovezi valorile Vâlcii într-un context de țară, într-un context european. Și un lucru mare, pentru că se cunoaște că în momentul în care cineva iubește cetatea, promovează valorile. Trebuie să avem modele, mai ales iată într-un an centenar în care suntem cam dezbinați așa, este bine să găsim și elemente care să ne unească. Așa este, vă mulțumesc mult pentru aprecieri. Consider că
Există mari modele, repere în istoria culturii mondiale care și-au iubit locul nașterii. Mă refer la Immanuel Kant și la Socrate. Socrate a fost atenian toată viața și a fost mândru de Atena. Din Immanuel păcate, Kant, el a fost cel exact. până la urmă sacrificat de Așa atenieni este. Socrate. Iată, cine își iubește la un moment dat așa de mult cetatea, țara, locul, poate uneori de contemporani este sacrificat, dar istoria până la urmă le recunoaște meritele acestor oameni deosebiți care au făcut ceva pentru dezvoltarea civilizației. Așa este. Pentru noi, această cetate este Râmnicu Vâlcea, suntem amândoi născuți în acest oraș și chiar dacă nu vom discuta doar despre Râmnic, pentru că dumneavoastră vă referiți în această carte la o evoluție a comunității catolice din întregul județ Vâlcea, trebuie să spunem că Râmnicul în mod clar a jucat un rol foarte important fiind reședința de județ și principalul centru al comunității catolice din județul Vâlcea. Aș putea spune alături de Brezui, mai târziu Da, și astăzi de Italia. Pesceana, că este un al treilea centru la Pesceana. Acum puțin se așteptau ca să apară o Da, comunitate catolică. Este surprinzător. prima din Oltenia apărută în mediul rural. Da, poate vom ajunge și acolo. În decursul istoriei a fost o conviețuire pașnică și reciproc, zic eu, avantajoasă între comunitatea catolică și ortodoxi și autohtoni, neexistând conflicte majore. Două au fost, din câte știu eu, aceste conflicte. Unul pe vremea episcopului Ilarion, în 1705, când el a fost caterisit pentru că a permis catolicilor să-și îngroape morții în cimitirul ortodox al orașului și pentru că a permis să își construiască o capelă, așa spun cronicile. O să revenim poate puțin la acest lucru pentru că e foarte interesant că atunci înseamnă că a existat o capelă înainte de construirea propriu-zisă între 1721 și 1731 a Părăție. mănăstirii, a Bărăției, a Mănăstirii Catolice și după aia Biserica Sfântul Anton, cum se numește acum, și sunt opinii controversate care poate sunt de interes. Mai nou, după anul 2000, mai precis în 2005, la 24 ianuarie, a apărut și o comunitate catolică la Pesceana, care tot așa câțiva ani buni, 3 ani, 4 ani buni, a generat un conflict Niște tensiuni, să interconfesional, zicem, da. așa niște tensiuni, ele au fost amplificate și de canalele media internaționale, pentru că la un moment dat li se interzisese greco-catolicilor de acolo să își îngroape tot așa morți în cimitirul unde erau străbunii lor, așa, un lucru exagerat, consider Da. eu, dar după aceea, ușor, ușor, intervenind și prefectul, și parlamentarii de atunci, am fost și eu și am încercat tot așa să găsesc soluții și împreună am găsit o variantă care până la urmă a adus pace în zonă și lucrurile, cred eu, merg spre normalitate. Pentru a continua ceea ce ai lansat la început ca și idee, cartea este o istorie a catolicilor din județul Vâlcea și nu numai, pentru că e privită și în contextul național această evoluție a comunității catolicilor. Este însă, de fapt, o istorie a județului Vâlcea, pentru că, practic, încă de la începuturi se poate vorbi despre o conviețuire. Elemente certe de, să zicem așa, menționare a unor reprezentanți ai comunității catolice, le avem de la hrisoavele care atestă pentru prima oară existența Râmnicului, pentru prima oară existența județului Vâlcea, deci la 20 mai 1388 și la 8 mai 1392. Acolo apar ca martori la documentele respective de atestare nume cum sunt Bars, Bartolomeu,
Mogoș, Mătrăcica, deci nume clar cu rezonanță, să zicem, săsească, catolică și, de asemenea, există numeroase trimiteri care, într-un fel, plasează existența catolicilor la sud de Carpați încă de pe la 1200. În cântecul Nibelungilor se vorbește despre Râmnic și despre existența unor catolici acolo. Da, dacă vă întreb puțin, dacă totuși ne e permis să mergem mai departe cu anumite ipoteze care pot fi... Sunt ipoteze, repet. Da? Certitudine este, sunt actele lui Mircea, acolo da, apar clar pentru prima oară aceste nume și apoi o primă atestare documentară certă a catolicilor, a comunității catolice, pe vremea lui Sigismund de Luxemburg, care în actul acela de libertate a credinței de la 1429 pomenește de catolicii din județul nostru. Da. Spuneam, dacă totuși acceptăm că această ipoteză poate să meargă spre veridicitate sau să fie cel puțin parțial adevărată, atunci este clar că și istoria cetății Râmnicului este clar mult mai veche. Atestarea este adevărată la 29.388 ca toponim și în 1389 ca oraș, cert ca oraș, ca orașul al domniei mele. De asemenea, în 1392, județul Vâlcea, pentru cei care nu cunosc, am spus-o, dar o repet, este cel mai vechi județ a cărui denumire s-a păstrat. S-a păstrat, că așa mai e mai sunt Jaleșul și Gorjul, da, care da? Acum era, a fusese pe vremea aceea să numea Jaleș. Jaleș, da, Jaleș Gilort, de asemenea, dar cert ca denumire păstrată, Vâlcea cel mai vechi, cel mai străvechi. Cel mai vechi din 1392, atestat documentar, cu siguranță. Corect. Era și mai devreme. Iar în cazul începuturilor acestei comunități catolice, din câte cunosc și poate veți mai completa dumneavoastră, sunt niște opinii ale unor cercetători, dacă nu mă înșel, Pavel Chihaia, de asemenea un cercetător din zonă, Nicolae Bănicologu, consideră că primii catolici care s-ar fi așezat în această zonă ar fi fost sașii, niște sași care ar fi ajuns aici către 1290-1300, cum spunea și dumneavoastră, probabil odată cu dezvoltarea urbană a cetății Râmnicului. În Cronica Franciscanilor, care datează din 1764 și este scrisă de călugărul Blasius Kleiner, se vorbește despre un descălecat al lui Radu Negru Vodă la 1290, care este urmat de o mulțime de, să zicem așa, nobili și oameni care erau nemulțumiți de dincolo de Carpați în partea de sud a acestora și atunci, practic, iată că este firesc să luăm în calcul și această ipoteză că, practic, autohtonii și această comunitate de ardeleni venită au format primele așezăminte care după aceea s-au transformat în așezăminte orășenești, urba Râmnicu Vâlcea. Da, da. Mai sunt și alte ipoteze pomenite de istorici, respectiv la Govora cu venirea catarilor, tot așa o ipoteză de luat în calcul. Apoi în multe cronici se vorbește despre o capelă, pe dealul Capela, care iată poartă numele, dar sunt poate mai puțin susținute documentar. Cea mai serioasă însă este argumentația făcută de Pavel Chihaia, care spune că probabil această comunitate catolică obligatoriu ar fi avut și un locaj de cult, acum putea să fie și o mică capelă undeva într-o clădire din oraș, dar el o plasează acolo unde acum este Sfântul Dumitru. Și
Vine cu argumente solide, în sensul că altarul era pentagonal, formula de prezentare arhitecturală a acestei biserici în forma ei veche, străveche, s-au găsit urmele stâlpilor de susținere, este într-o formă tipică unor așa, biserici catolice ardelene, și sunt argumente care susțin că la un moment dat biserica fiind oarecum nemai fiind folosită de catolici, pentru că rămăseseră, după cum bine știi, prin secolul al XVII-lea, sfârșitul secolului XVI și începutul secolului al XVII-lea, călătorii care trec pe aici vorbesc doar de 20 de familii da, rămase da. Și care nu mai aveau la un moment dat popă care să-i îndrume spiritual. Veniseră și protestanții, adică venise popa Săsescu, cum mi se spunea la un moment dat aici în zonă, și nemai fiind folosită, era o tradiție că toate aceste bunuri, care, terenuri și imobile care nu mai sunt folosite, revin domniei și evident domnia a dăruit aceste bunuri episcopiei Râmnicului Noul Severin, care se înființase la 1500, cert, spun că ar fost chiar pe la 1370, dar noi discutăm de... Oricum, era episcopie și e clar că după aceea dezvoltarea ei a fost ortodoxă și este acum o biserică frumoasă și care merită vizitată de toți cei care într-un fel doresc să vadă evoluția istoriei orașului. Între primele episcopii, printre primele eparhii organizate ca atare din spațiul românesc extracarpatic, alături de cea a Buzăului, între anii 1503-1504, în vremea domnitorului Radu cel Mare, da? Și spuneam, atunci este clar înființat o episcopie. Chiar mă gândeam, acum ca o mică paranteză de un minut, două cel mult, dacă cineva avea dorința să ajungă în Râmnicul Vâlcea pentru un așa numit city break, da, tur al orașului, să zicem, această biserică foarte frumoasă, alături de fostul Schitroianu, actuala mănăstire Antim, alături de clădirile care au mai rămas din vechiul Râmnic, din zonă, alături de, poate, Valea Stăncioiului, în zona Goranu, și alte obiective, ar putea să viziteze și Biserica Arhiepiscopiei Râmnicului. Ar putea să facă parte din acest tur al orașului pe care cineva interesat îl poate face. Revenind la istoria catolicismului... Ce aș dori eu să subliniez, dacă îmi permiți, ideea de forță a acestei cărți, pentru că ea nu este doar o succesiune de prezentare cronologică așa a unor evenimente, ci este și o carte care, dacă este citită, are numeroase trimiteri la viața cetății și se poate vedea, poate într-o altă perspectivă, evoluția istoriei județului Vâlcea, de data aceasta într-o strânsă relație cu cei care au venit în decursul timpului, călători, comunități de negustori, bresle și așa mai departe. Ce am vrut să reliefez însă ca și idee fundamentală și aceasta a fost rezultatul studiului meu, pentru că fac și o mică paranteză aici, sunt 7 ani de muncă, de cercetare, ea a avut ca o finalitate în primul rând un doctorat, deci, da. Dar cartea nu este lucrarea mea de doctorat, ci este cel puțin cu un nivel peste acea lucrare de cercetare. Încă 2 ani am cercetat ulterior. Concluzia cercetării este aceea că această mică comunitate totuși a avut un rol destul de important, mai ales în ruperile de ritm, generatoare de evoluție în ceea ce privește
viața cetății. Și spun acest lucru pentru că a grăbit în primul rând formarea relațiilor de producție capitaliste. Majoritatea sașilor aveau activități din acestea lucrative, adică comerciale, negustori, meșteșugari. Ei au format primele bresle, primele structuri asociative. Și implicit acest lucru a dus și la apariția negustorilor autohtoni și la apariția meșteșugarilor autohtoni. A fost o concurență benefică. Da, și au apărut germenii capitalismului. După aceea, ceva care pentru mulți care au, din cei care au citit cartea a fost într-adevăr o mare noutate și prezentarea i-a surprins, a fost aceea că acești reprezentanța comunității catolice, așezându-se într-o ordine, să zicem așa, firească, mai mult în centrul orașului și pe niște drumuri clare, casă după casă, și cum știi că în Ardeal sunt casele case așezate mari cu porțile care protejează într-un fel proprietatea, au creat un germene de urbanism medieval aici la Râmnic. Pentru că mult timp centrul Râmnicului reprezenta totuși o zonă emblematică pomenită de toți călătorii ca ceva totuși așa care îi impresiona. Exact. De asemenea, să nu uităm, o altă rupere de ritm a fost una mai puțin fericită pentru români. Poate că unii s-au simțit, evident, în momentul când Oltenia a fost ocupată de austrieci. Așa, Vâlcea făcea parte din cele 5 zone pe care austriecii le-au format și deși birurile fusese acum deja puse și se percepeau concret, nu mai erau lăsate așa la voia întâmplării, ei au făcut totuși o administrație concretă. Iată, și germenii administrației moderne au fost puși atunci. Starea civilă, notariatul, poșta, comunicațiile au fost atunci, cum să spun eu, înființate ca și structuri, ca și instituții de austrieci. Să nu uităm că atunci s-a făcut și Via Carolina, drumul care a legat Râmnicul de Sibiu. Până atunci se mergea pe o potecuță în care doar un om sau un cal puteau să treacă prin zonele mai înguste. Și Oltul a devenit o cale navigabilă cu plutele și a facilitat transportul multor mărfuri în acea perioadă. Și apoi, iarăși, un element foarte interesant în dezvoltarea orașului, prima școală, 1824, creată aici la Râmnic, o școală confesională, dar apoi călugărul Bonov, cred că o să reajungem la acest nume, Iosif Bonov, în 1887 a creat prima școală mixtă din Râmnic, unde veneau și copiii multor familii ale protipendadei orașului, ortodoxi, care n-aveau direct, că nu era o școală confesională. Aceea din 1824 era confesională. Deci pe lângă mănăstire pregătea călugări pentru Râmnic, pentru Oltenia. Dar cea făcută la sfârșitul secolului a fost una deschisă publicului larg, cu profesori bine pregătiți. Bonov știa 4 limbi străine, de exemplu, și a fost unul dintre, zic eu, ctitorii sistemului educațional local. Din păcate, așa cum e soarta, care de multe ori se răzbună pe cei care fac ceva, care încearcă să lase în urma lor ceva, el a suferit mult la începutul primului război mondial, pentru că atunci toți cei care, el era de origine bulgară, dar toți cei care erau, să zicem așa, în zona aceasta a bisericii protestante, a bisericii catolice, toți preoții au fost arestați
Culmea, ministrul de interne atunci era Ighe Duca, care chiar spusese, domne, din păcate nu cred că el va putea să scape, deși se spusese că e un, deci un că n-are legătură, poate, cu om care a iubit cetatea, care a făcut multe pentru el, dar pentru că era într-un fel bănuit, care avea sentimente filogermane și noi tocmai începusem într-un fel războiul în 16 cu puterile centrale. Și Bulgaria era... Exact. A fost dus în lagărul de la Scăuieni și abia în primăvara, în martie 2018, a ieșit de acolo. 1918. Da. Am spus acest lucru pentru că e foarte important să vedem că, iată, această comunitate a contribuit la tot ce s-a putut dezvolta și în zona aceasta culturală, cu puterile ei. Iarăși un lucru foarte interesant și îl știi în mod cert, faptul că după ce au venit italienii în secolul al XIX-lea și s-au așezat în primul rând la Brezoi, pentru că acolo se câștiga foarte bine, mai bine decât oriunde în Europa. Era o zonă unde veniseră mii de italieni, chiar sezonier, și după aceea mergeau la familiile lor, după aceea au început să-și aducă și familiile. Ciopitori în piatră, foarte priceput. Da, și la, în zona exploatărilor forestiere. Da. E, mulți din ei după aceea s-au răspândit în toată țara și cel puțin la Râmnic, s-au așezat mulți și la Râmnic, au ajuns familii ca să se ocupe de ridicarea unor clădiri foarte frumoase. Deci arhitecții, constructori de forță, faianțari, zidari, deci și meșteșugurile adiacente construcției construirii unor imobile erau tot monopol, până la urmă, a unor italieni catolici. Da, și au adus contribuția la Râmnicul, la dezvoltarea Râmnicului modern. Modern. Și cele mai frumoase clădiri pe care le mai avem încă în patrimoniu sunt ale făcute de acești oameni care au iubit mult Râmnicul. Deci să nu uităm de Adriani cu teatru, să nu uităm de Copeti, care a lăsat pe lângă Casa Alexiu, care încă se vede, Banca Râmnicului, Casa Georgescu, dar puțin cunosc faptul că el s-a implicat și în sistemul de canalizare al orașului și datorită cunoștințelor sale inginerești a reușit să rezolve o problemă destul de importantă, tocmai aceasta de tip urban. Canalizare și... Da. Luigi Lorenzi a făcut clădirea poștei, Roveli Serafim casele lui Hozoc și aripa liceului la Hovari. Deci sunt nume, acum nu știu dacă ar trebui să-i pomenim pe toți, că nu avem timp. Poate facem o emisiune strict legată de acest Râmnic de început de secol 20, care cu adevărat era la un moment dat un oraș râvnit și prin liniștea de care vorbește și cela de la Vrancea și Iorga și alți călători prin Râmnic, dar și un oraș frumos, încărcat de verdeață, cu parcuri multe și așa mai departe. Și cu oameni liniștiți, oameni care nu au creat aici mari tensiuni. Da, trebuie să spunem, domnule Frâncu, că ar fi chiar interesant o asemenea emisiune despre parfumul Râmnicului de altă dată. Până la urmă, până către anul 1945, România, cu puține excepții, nu a avut centre urbane suprapopulate. Toate orașele, mai puțin București, aveau sub 100.000 de locuitori. Râmnicul se încadra, să spunem, în această categorie a unor orașe nu atât de mari, dar frumoase, cu clădiri deosebite. Din păcate, nu au mai rămas foarte multe imobile de patrimoniu în oraș, pe teritoriul actualei urbe. Mai sunt, din câte știu, vreo 70 de clădiri care ar putea, care sunt încadrate în această categorie de clădiri protejate. Erau
cam 400 sau 500 și puteau fi păstrate altele. Am mai avut câteva ediții în care am discutat puțin despre mutilarea acestui oraș, care s-a realizat, din păcate, spun cu intenții bune, pentru că s-a sistematizat după 1977, după cutremur, dar, adaug eu, puteau fi păstrate totuși mai multe clădiri cu parfum istoric. În fine, revenind, pentru că ar fi multe de spus, revenind la... Doar două idei mai vreau să mai prezint legat de aceste, să zicem așa, momente de ruptură, să zicem, a ritmului istoric și de transformare în bine a structurilor urbanistice ale Râmnicului și, evident, după aceea și a Brezoiului. Să nu uităm de momentul sosirii chiprovicenilor. Da. Negustori bulgari, catolici, care s-au așezat aici și ușor, ușor, pentru că aveau un cheag și aveau posibilitatea, au cumpărat din nou toate zonele de interes, mai ales din zona centrală a Râmnicului. Atunci a apărut și mănăstirea catolică, Bărăția, cum s-a numit, Sfântul Anton, care din păcate la câțiva ani după ce a fost ridicată datorită războiului ruso-turc din 1737-39, așa, a fost incendiată, parțial distrusă, a trebuit să fie refăcută și acela a devenit totuși un loc de unde foarte mulți catolici au plecat apoi în Oltenia și deci a fost un loc de iradiere și de școală, că așa cum prezentasem mai la începutul emisiunii, a fost și o școală catolică aici. Deci ea a fost un element din acesta de coagulare urbanistică. Și aș mai dori să mai pomenesc, înainte de a intra poate în zona modernă, și de o altă, să zicem așa, interferență între ortodoxie și catolicism. Aici, după 1939, când a început al doilea război mondial, au venit peste 1700 de catolici polonezi. I-am primit și o parte din guvernul lor în exil, la Govora, și au fost centre, lagăre sau centre de cazare în hotelurile de la Călimănești, de la Olănești, de la Govora, au fost la Drăgășani un centru. Deci românii au primit foarte bine pe acești refugiați, îi ajutau, de multe ori ușor, ușor le facilitau, chiar autoritățile închideau ochii, le facilitau plecarea spre vest pe diverse canale, așa încât, într-un fel, polonezii ar trebui nu neapărat să ne fie nouă recunoscători, dar chiar ei au demonstrat în numeroase scrisori, documente, prin care aceste familii de medici, dascăli, muncitori, așa, au trimis după aceea celor de aici, din Vâlcea, care i-au ajutat în acea perioadă. Da, au apreciat acest preoții, ajutor. La fel, s-au implicat în asigurarea, să zicem așa, serviciilor confesionale, să aibă deci o speranță, un reazăm de a putea să reziste acestor condiții vitrege. Deci, iată în evoluție multe momente prezentate în carte, cei care vor avea curiozitatea să o citească vor vedea multe, multe elemente noi pe care le-am adus studiind arhivele, studiind și la București și aici la Râmnic. Am găsit mulți, poate își vor găsi poate strămoși aici pomeniți. De ce? Cartea are și trei zone, zic eu, foarte, foarte interesante și noi, care nu prea se găsesc în astfel de studii istorice. În primul rând, de exemplu, aici am prezentat numele de pe toate crucile mormintelor ce am putut să le identific în cimitirul catolic. Cineva zice, dar la ce ar folosi asta? E drept, într-o anexă. Da. Dar la ce ar folosi asta? Păi să știi că de atunci, după ce s-a auzit că am făcut acest lucru, și vreau să spun că prima oară, și mulțumesc
lui Corneliu Tamaș, care acum din ceruri poate ne privește, împreună cu el am scris prima carte, da, a fost și la arhive, da, director mult timp și îi mulțumesc pentru că, într-un fel, mi-a deschis acest apetit de studiu al acestui domeniu și împreună am scris o carte foarte interesantă despre comunitatea catolică atunci, prin 2006. Un alt element, zic eu însă, de interes este acela că este pentru prima oară făcută exhaustiv o prezentare a cărților, deci o istoriografie a comunității catolice. Deci toate cărțile care s-au scris despre comunitatea catolică vâlceană. Sunt aproape 200 de titluri, fiecare prezentat. Și mai este un lucru inedit, și anume, la sfârșit, sunt 30 de amintiri ale unor oameni care, discutând cu ei, am simțit că au ceva să spună. Și sunt amintiri extraordinare despre momentul când, catolici fiind, deci venind din Ardeal, aici s-au așezat la combinat, se poate vedea cam cum a apărut, să zicem așa, într-un fel, cartierul 1 Mai, combinatul și toate lucrurile, să zicem așa, care aduc, cum ai spus tu, un parfum de epocă interesant, care zic eu că pentru toți ar fi poate plăcut să-și regăsească acolo părinții, bunicii, deci nu neapărat catolici, dar vorbind puțin și despre niște elemente ale orașului de atunci. Da, au contribuit la cristalizarea orașului în modernitate și când spun modernitate mă refer evident la perioada 1850-1918 și la acele clădiri care s-au construit în perioada respectivă, care au definit, de fapt, Râmnicul ca un oraș foarte frumos. De asemenea, este important de menționat faptul că această comunitate a bulgarilor chiprovicieni era de rit catolic, foarte interesant. Da, deci dar, bulgari din Chipru, dar atenție, atenție foarte mare. Puțin știu acest lucru. De multe ori, acești chiprovicieni și după aceea chiar și alți catolici, de exemplu din Brezoi, Carol Novak, au ajutat cu bani la refaci, cu fonduri importante și sunt pomeniți în pravile, la refacerea unor biserici ortodoxe. De exemplu, dau numai trei exemple. Chiprovicenii, Iovipale, etc., deci familia Iovipale, au ajutat la ridicarea mănăstirii Frăsinei. Puțin știu lucrul ăsta. De asemenea, cuvioasa Paraschiva din centru fusese distrusă de, să zicem așa, invazia turcilor și ei au venit și nu numai au adus mulți bani ca să se refacă, dar au adus bani pentru odoarele bisericești și se menționează acest lucru. Carol Novak, aș vrea să ne oprim tot câteva secunde, a fost un ctitor al întregii zone a Brezoiului. Da, deci toate instituțiile. De ce, exact? El e ca un fel de spiritus rector al zonei, pe lângă faptul că la independența noastră a contribuit, pentru că buștenii de la Brezoi, tăiați de cei de fabricile lui, au fost trimiși până la Dunăre și au ajutat la construirea podului de peste Dunăre. Dar el a făcut acolo la Brezoi o mulțime de clădiri, instituții, școală, biserică ortodoxă. Deci cu banii lui s-au făcut aceste lucruri. Chiar și cazinoul după aceea a urmat, de exemplu, un Ștefan Gaiac, francez, de origine, dar catolic și care a iubit mult zona, director al Carpatinei, o perioadă printre directorii Carpatinei sau acționarii, proprietarii Carpatinei, mai bine spus. Carpatina a fost pentru acea zonă un element de mare progres, forță. Acolo, nu știu dacă își poate închipui cineva, dar la Brezoi era un cazino foarte căutat.
Deci veneau oamenii la Băi, la Călimănești și apoi mergeau la cazinoul de la Brezoi. Și acest om a dorit să fie îngropat acolo la Brezoi, tocmai ca să se vadă că el deja a devenit român cu sufletul și toți îi recunosc aceste merite. Sunt niște contribuții care depășesc în mod clar bariera confesională și care doresc să ajute comunitatea întregul acesteia. Nu mai avem decât vreo câteva minute din câte am înțeles și mă gândesc foarte serios, domnule Emilian Frâncu, să realizăm o a doua ediție, cred că ar fi mai bine așa, poate săptămâna viitoare, în care să ne referim pe larg la primul război mondial și la contribuția familiei dumneavoastră și evident altor membri ai comunității greco și romano-catolice din Transilvania la realizarea acelui act de la Alba Iulia, pentru că nu are rost să ne grăbim în această primă emisiune, poate ar fi mai bine așa. Și în minutele care au mai rămas din această emisiune, este bine să ne referim tot la primele secole până către secolul al XIX, până către 1800 sau 1900, să zicem cel mult, de contribuții ale catolicilor la această dezvoltare a județului Vâlcea, pentru că spuneați dumneavoastră foarte bine, această istorie a catolicismului din județ, până la urmă, se suprapune, dacă nu chiar se confundă cu istoria dezvoltării efective a județului Vâlcea, pentru că acești reprezentanți de rit catolic ai diverselor structuri sociale au avut contribuția lor la dezvoltarea capitalismului cu primele elemente de capitalist, de dinamism social, socioeconomic din secolul al XVIII-lea sau chiar mai devreme, până la acel ajutor pe care diverse persoane de rit catolic l-au dat orașului Râmnicu Vâlcea, județului Vâlcea și implicit României. Spuneam, prin contribuția adusă la susținerea efortului de război, la dezvoltarea centrelor urbane, etc., în special după 1877-1880. Da, puțin știu, de exemplu, că majoritatea farmaciștilor care au înlocuit doftoraele, da, și care au preluat spițerii, cumva, spițerii, exact, așa, care au preluat necesitățile de asigurare a sănătății populației, au fost de origine, la origine catolice. Adică erau oameni bine pregătiți care au făcut în așa fel încât ușor, ușor autohtonii să preia din mers până la urmă aceste servicii, dar se recunoaște meritul lor. Spitalele și din Râmnic și din Drăgășani au avut printre ctitori și persoane de origine catolică, sunt menționate în documente. De asemenea, se poate vorbi despre proprietățile Bisericii Catolice, pentru că aici a fost un lucru care a lovit mult, să zicem așa, în interesul lor de a dezvolta o perioadă de timp ceea ce începuseră să realizeze. Ei cumpăraseră vii și la un moment dat vinul de aici era cunoscut într-o zonă mult mai largă, pentru că ei se ocupau efectiv serios de dezvoltarea acestor vii în zona Drăgășanului, aici pe dealul Malului, dar după aceea ele au intrat, aceste proprietăți, puțin în părăsire în perioada când a venit guvernul comunist, au fost confiscate, s-a confiscat toată zona din jurul Bisericii Catolice din centru, Sfântul Anton, și acolo au fost mutați chiriași,
de la diverse cooperative meșteșugărești. Ca să mai vorbim de mascarea bisericii. E, aici vreau să ajung, că ai spus că mai sunt doar câteva minute, da, 2 sau 3 minute ale emisiunii, am zis să pomenim și acest lucru. Vezi, mi se pare o impietate ca poate unul dintre cele mai importante după episcopie monumente ale orașului, care oricând ar fi fost de interes, o atracție turistică, tu să o maschezi prin, primul rând prin hotelul care s-a făcut, dar și printr-o clădire de sticlă și cum să spun eu, mase plastice, acolo unde a fost fostul BTT. Da. Închizându-se complet, s-a confiscat într-un fel și zona curții, părculețul din față și a rămas așa puțin stingheră. Da. Noroc că, într-un fel, acum preoții care au venit au încercat să readucă în interior măcar ceea ce inițial a existat, adică sunt picturi de mare valoare, sunt, puțin știu că sunt și oseminte ale unor sfinți și foarte mult timp, în perioada comunistă cel puțin, Biserica Sfântul Anton era un loc pe unde oamenii la necaz se duceau să se roage și mulți erau urmăriți de acolo, din zona poștei, de sus, de la etaj, se vede foarte bine cine intră acolo. Dar oamenii totuși, pentru că până la urmă credința învinge orice, mergeau și erau mulți ortodoxi care veneau și se rugau la Sfântul Anton, care este Sfântul Protector al orașului din punctul de vedere al comunității catolice, așa cum Sfânta Rita este protectoarea orașului din punctul de vedere al comunității greco-catolice, Sfântul Anton, care e peste tot recunoscut în lume ca un mare binefăcător așa, al comunității romano-catolice, așa cum Sfântul Martir Antimilianu este cel care, mă bucur că am fost printre cei care la un moment dat, într-o întâlnire unde s-a stabilit care să fie Sfântul Protor, Calinic, Sfântul Nicolae și așa mai departe, am fost cel care a propus ca Sfântul Martir Antimivireanu să fie protectorul orașului. Și episcopii canonizați. Exact. Și primarul de atunci, Sorin Zanfirescu, a acceptat ideea și ușor, ușor, iată, noi avem acum, practic, sunt 3 sfinți protectori ai orașului. Și poate dă bunul Dumnezeu ca prin rugăciunile credincioșilor orașul să scape de un blestem poate la care a fost, să zicem așa, supus în ultima perioadă și să se dezvolte, să vină investitori. Eu la un moment dat mă gândisem și una, o altă idee a acestei lucrări, să fie un tur al orașului în care monumentele cele mai importante să fie scoase în evidență, dar să fie și un, să fie realizat și un muzeu al ecumenismului, unde, pentru că la noi sunt pietre tombale ale vechilor evrei, ale bulgarilor care au fost aici, ale sașilor, de protestanți. Sunt foarte multe religii care au avut o confluență aici și orașul Râmnic a fost un oraș deschis, printre puținele orașe care au avut o asemenea deschidere la dialogul interconfesional. Suntem la finalul emisiunii, așa este, ar mai fi multe de spus și cu ocazia celei de-a doua ediții dedicată acestui subiect, care, ediție care va avea loc săptămâna viitoare, dacă sunteți și dumneavoastră de acord, o să spunem mai multe, pentru că ar fi într-adevăr destule de spus cu dezvoltarea poate a unui muzeu al cărții vechi de cult la Arhiepiscopie, cu reconstituirea castrului roman de la Stolniceni, care să facă parte poate dintr-un fel de drum al sării, într-o legătură cu drumul stațiunilor de la Cosota din Ognița, adică ar fi multe lucruri frumoase care s-ar putea face, multe inițiative, dar până atunci vă mulțumesc mult, domnule Flâncu, pentru participarea la emisiune. Doamnelor și domnilor, vă dorim toate cele bune, o zi cât mai frumoasă, lumină în suflete, la revedere!